Direcția de taxe și impozite Giurgiu va avea program prelungit de lucru cu publicul în perioada sărbătorilor de iarnă, dar și în prima parte a lunii ianuarie 2014. Conducerea instituției a luat această decizie pentru a da posibilitatea giurgiuvenilor să-și achite dările locale pe anul 2013, pentru ca aceștia să nu intre cu datorii și penalizări în anul ce vine. Noi în această perioadă am ales să modificăm programul de lucru cu publicul de dimineață până la orele, de la orele 8:30 până la orele 18, până joi 19, vineri având program până la ora 16, iar în primele zile ale anului vom începe programul cu publicul de luni 6 ianuarie. Din experiența anului trecut se știe că foarte mulți plătitori de taxe și impozite se vor prezenta la ghișee încă din primele zile ale noului an, cei mai mulți pentru a beneficia de reducerea de 10% valabilă până la 31 martie. Totuși, conducerea direcției de taxe nu se așteaptă la o aglomerare a ghișeelor, pentru că în acest an a mai fost deschis un punct de încasare a taxelor. Avem același număr de casiere ca și în anii precedenți, avem însă un punct de lucru deschis anul acesta la Brie, fostul centru Brie. Experiența a arătat că de obicei am făcut față asaltului, să zic așa, al contribuabililor. Nu cred că vor fi nici anul acesta, nici anul viitor probleme în sensul ăsta. În primele 9 luni ale lui 2013, Direcția de Impozite și Taxe Locale și-a dublat încasările numai din amenzile de circulație față de tot anul precedent, cu aproximativ 2 miliarde de lei mai mult.